Și mi-am găsit la nou episod de acest mina canal. Azi vă juca Hearts Medicine Hospital Heat. Am terminat nivelul ăla cu maternitatea. Doamne, bine că l-am terminat, că nu mi-a plăcut absolut deloc. Adică, bine, mi-a plăcut foarte mult drama, ok? Am fost foarte ok cu chestia asta pentru că îmi place povestea, dar pur și simplu faptul că era la maternitate mă făcea să mă gândesc la tot felul de chestii ciudate și am zis că știi ce? Îl termin imediat, chiar dacă o să dureze vreo câteva episoade, dar o să trecem mai departe și o să scap de chestia asta. În momentul de față mor de cald, deci vă zic sincer că mor de cald și cred că după ce termine filmat episodul ăsta, ei bine, o să, nu știu, o să umplu camera toată cu apă, cu cuburi de gheață ca să mă rocoresc și eu, pentru că e canicule, cancer afară, e oribil o răzvara. Bun, ia să apăsăm totuși pe level 41 și să vedem acum ce se întâmplă. Uite-l pe ăsta! Uite-l! A dat tabloul jos! What? A scos un tablou din flori? Oh, doamne! Cum? Ăla-i Houdini? Ăla-i Houdini, a scos un tablou din flori! Oh! Ei, în jocul ăsta tot e posibil, dar revenind totuși la acțiunea noastră, se pare că Daniel a fost dat afară. Ha! In your face! Aoleu, stai o secundă, adică Victor e șeful spitalului? Oh. Oh, so practic, e dat afară de la spitalul ăsta, dar l-au lăsat pe el să-și păstreze licența de medic, ceea ce e bine. Și acum mă întreabă dacă poate să facă ceva pentru el. Și zice că a fost o zi lungă și că are nevoie de puțin timp ca să proceseze lucrurile astea. Și că amândoi avem nevoie. Ok. Nu-mi place tabloul ăla. E urât. Uleu, ce-i aici? Aoleu, dar ce-i cu atâția oameni aici? Serios, adică o să scoată din echipament... Oh, Jesus. I-a arătat limba. Aoleu. Stai o secundă, deci eu o să lucrez acum cu Sofia? Oh, și stai așa o secundă că noi avem 1600 de bănuți, ești nebămă câți bani. Ok, o să cumpărăm asta pentru că vrem ca drăguța noastră Ellison să se miște mai rapid. Și ia să vedem ce-i cu ăsta. Ok, nu-l cumpărăm încă, nu, stai, nu. Bun, avem nevoie de ăsta. Știi ce? Nu o să cumpăr asta pentru că n-am nevoie. Ai o cortină, ok. Ia să vedem ce-i cu asta. Și că tratamentul ăsta o să fie mai rapid. Păi având în vedere că avem o singură chestie de aia acolo, cred că avem nevoie de ea. Și o să cumpărăm și asta. Și de 400 de bănuți, cred că o să cumpărăm niște scaune aici. Pentru că cam avem nevoie de ele. Știi, ca să nu-și pierdă inimioarele pe ele. Bun, ia să apăsăm acum pe play. Și... Stai, ce trebuie să fac? Trebuie să mișc patul? Oh. Aoleu, îți bagi joc de mine, asta o să fie atât de greu. Oh. Vai, și trebuie să fac inimioare doar din chestia asta. Vai, serios. Ok, du-te acolo. Și adu-te pe scaun acolo. Ce vrea să fac? Vreau să vorbesc cu el? Tu de pe scaun? Oh, am înțeles! Sau genii se duc la pacienți pe acolo și chestii de genul ăsta. Oh, ok. Așa, perfect. Bun, ia să-l ajutăm și pe el. Trebuie să-i ducem un pahar cu apă. Dar de unde luăm apă? Nici nimeni nu văd apa. A, de aici! Ok. Nu mi-am dat seama de chestia asta, sincer. Eram atât de unde se ia apa? Și acolo era un pahar cu apă, dar eu nu l-am văzut pentru că-s chioară. Oh, bine. Ce ok, chioară. Ce ok, foarte chioară, mă. Foarte chioară. Oh, trebuie să iau ăsta
Și gen să-l duc la el acolo. Ok. Oh, m-am prins. Dar asta e nasol. Dar asta e foarte nasol. Mă, de ce sunt așa grele chestiile astea? Ce-i cu nivelele astea? Nu vine să cred. Pac, așa. Bun. Știi ce? Cred că o să mai umple un pahar cu apă. Uite așa, să-l avem cu noi acolo pentru că durează ceva până când reușim să-l umplem. Bun, du-te acolo, așa frumos, o să facem și noi combo-ul. Sunt total uimită de ce s-a ajuns în jocul ăsta și toate chestiile astea și... A, uite-l pe Oliver! Nice! Ok, du-te acolo. Hei, am zis că mă duc acolo. De ce nu te-ai dus acolo? Așa, avem nevoie de... asta e o fel de chestie pe care, nu știu, ți-o bagă doctorul în ureche, știi, ca să verifici ce ai. Nu știu cum să vă zic exact ce e. Ideea e că pare a fi un flaut, deci o să-i zicem flaut chiar dacă nu e flaut, pentru că... De ce nu? Bun, pac. Așa. O să-mi ia ceva până când o să mă obișnuiesc cu toate chestia asta, toate chestiile care s-au băgat acum in-game, știți? Chiar o să-mi ia ceva. Așa, am vorbit cu ea. Perfect, du-te acolo, du-te la aparatul de cafea. Ia să vorbim și cu tine. Să vedem ce dorești. Mă, toată lumea vrea un pahar cu apă, știam eu. Știam eu că e bine. Așa, du-te înapoi acolo. Mergem la el. Ok, așa. Hai, mă! Jesus, ce greu e! Vai, Doamne, asta e atât de aiurea. Poc, așa. Tu du-te pe scaunelul ăla micuț de acolo. Bun, perfect. Ce crezi tu, toc, toc? Așa, mergem acolo. Așa, bun. Ia să mergem totuși și la casă în momentul ăsta să le mai dăm drumul oamenilor pentru că stau degeaba pe scaune. Așa, perfect. Bun, tu du-te acolo jos. Ia să te ajutăm pe tine și pe tine trimitem acolo. Perfect. Ia să ne ducem și la tine. Și ceva îmi zice că eu vorbesc foarte încet, deci o să urlu aici în microfon. Nu știu de ce, dar jocul ăsta mă face să vorbesc foarte încet, pentru că e și melodia asta foarte liniștitoare pe fundal, știi? Și, da, zic și eu că ar trebui să vorbesc încet și frumos, dar nu trebuie să fii foarte, foarte puternic în voce ca să te poți face înțeles. Ai, de mă, vine un coace, vine la suche, dă pe scaun acolo, mă, dar multe rude mai ai tu aici în spital. Cam nasol de tine, zic și eu. Bun, ia să umplem paharul cu apă, perfect, așa, mergem aici, poc! Așa, l-a nimerit la fix. Bun, bătrânica aia avea inimioarele roșii și nu aurii și a trebuit să fac ceva și tocmai de asta le-am și dat drumul, că de altfel nu era intenția mea, să știți. Așa, luăm paharul cu apă, îl dăm ei, apoi trebuie să luăm ăsta, așa, mergem la el. Poc. La, perfect. Nice. Bun, luăm chestia asta, tu te duci acolo, uite așa, acolo. Conectăm astea. Așa, hai. Perfect, du-te acolo la cafea, avem nevoie aici. Ia paharul cu apă, uite așa, perfect. Oh, bun, acum trebuie să-i îndreptăm patul. Ei, cumva am reușit? Cumva am reușit? Avoleu. N-a reușit să facem challenge-ul. Nu vine să cred! N-am reușit să-l facem, ești nebun! Și ce, cred că o să mai aștept puțin până când mai cerem pacient ceva. Trebuie să ceară ceva la un moment dat, nu? Poate. Se pare că n-avem de ales și trebuie să o scoatem și pe aia de aici. Vai, sunt atât de dezamăgită pentru că n-am reușit să facem challenge-ul. Știi ce? O să trecem mai rapid la următorul nivel. Nici nu vreau să văd cum scrie acolo un eșec total. A uitat pe mama ei. Ok, ci că sunt foarte multe toxine în rinichiul ei. Rinichiul lui Ellison! Ok! Foarte multe pagube produse la mușchi.
Aha. Și probleme cu bătălia inimii. Oh, sau ei a pus-o într-o comă artificială ca să facă cumva să nu se agraveze situația ei, cum ar veni. Oh, Doamne, ci că dacă am trezit eu acum, iar muri într-o oră. Ok, am terminat nivelul 41 și pot să vă zic sincer că sunt uimită. Haideți totuși să ne folosim și noi diamantele astea pentru că văd că avem 31 și le-am tot adunat, știți? O să-i cumpărăm lui Ellison un pat. Așa, ia să vedem ce mai cumpărăm. O să ia astupăm gaura de acolo, perfect. Și știi ce o să mai facem? O să îi cumpărăm un birou nou. Perfect, pentru că arată foarte bine. Și uite, așa ne-am consumat toate diamantele. Așa, perfect. Ce e asta? Oh, sunt toate chestiile pe care le-am deblocat până acum, știi? Achievement-urile. Frumos! Bun, hai totuși să ne întoarcem la treaba noastră la nivelul 42 și să vedem ce facem acum. E o melodie dramatică pe fundal, nu-i de bine. A venit fratele ei, Ryan, și e foarte trist, se uită la mama lui. Ok, asta e iurea. Bine, mă, că nu s-a întâmplat nimic, ok. Ok, trebuie să trimit vizitatorii la scaunele corecte în 10 secunde de când au ajuns. Și văd că deja li se duc inimioarele foarte rapid acolo. Ei, asta nu e de bine, asta nu e niciodată de bine. Bun, du-te jos acolo frumos. Am conectat cablurile. Am uitat așa, luăm asta, bun. Hai. Ce facem aici? Au, trebuie să punem astea aici, ok. Așa, perfect. Bun, deci, practic, atât am avut de făcut. A trebuit să punem cardurile respective și îmi place că a început să mi se ducă timpul, știi, de la băbuța asta de aici, când eu deja lucram la persoana de jos. Foarte, foarte interesant. Mulțumesc că jocul ești foarte simpatic și foarte drăguț cu mine de asemenea. Așa, bun. Perfect, ia să te ajutăm. Ești foarte supărat din câte observ eu, dar asta e viața. Luăm două chestii din astea pentru că sunt foarte departe de noi. Și ia să luăm acum apa, i-o ducem lui, trebuie să-l ducem înapoi jos. Ia să ajutăm acum cu chestia aia de acolo, perfect, pac, pac. Oh, ia uite ce drăguț, era un Oliver acolo, bine, asta e chiar foarte simpatic. Uite așa, să te ajutăm noi pe tine, ia să dăm drumul oamenilor de la casă. Uite așa, ajutăm acolo și acolo, perfect. Oh, ia uite ce carduri drăguțe, sincer sunt atât de simpatice, dar mie mi se pare că sunt foarte frumoase. Oh, ia uite măi, am primit un achievement pentru 200 de bonusuri foarte rapid, adică știți, când mă duc și... Oh, nu vine să cred, n-am nimerit-o. Anyway, ce vreau să zic. Pentru când mă duc și iau, știi tu, ce vor să fac oameni, mă rog, ce vor oamenii să fac, de fapt, foarte rapid. Înțelegeți voi ideea, sunt sigură că înțelegeți, eu nu știu cum să explic bine. N-a fost niciodată bună în explicații și cred că vă poate spune toată lumea chestia asta. Așa, bun. Perfect, pac, pac, așa, te trimite aici pe scaun, ia să vedem să te ajut și pe tine, ia să dăm drumul și oamenilor de aici în primul rând. Perfect, tu te duci frumos și el sus acolo. E bine măcar că am reușit să facem o inimioară, deci în momentul de față sunt foarte fericită din cauza asta. Bun, perfect, am reușit să facem alea. Du-te și tu frumos la aparatul de cafea, am pus și paharul de apă acolo pentru că sunt sigură că o să avem nevoie de la un moment dat.
Și acum așteptăm să ne vină oameni care să se ducă la pacienți, pentru că în momentul de față oamenii ăștia nu sunt pacienți, sunt doar rudele pacienților. Perfect, am avut paharul de apă pregătit. Așa, frumos, sus, nice. Așa, ia să te ajutăm cu chestiile astea, foarte simpatice, de altfel. Ia să luăm aparatul de aici, mă, puteam să le iau pe ăla de sus de acolo, dar nici că mi-a venit în minte. Asta este, nu e bai. Bun, ia să ajutăm cu asta, ia să-ți dăm și asta, perfect, te duci pe scaun acolo. Mamă! Așa, perfect, ăsta, te ducem sus acolo frumoșel. Am luat paharul de apă, e bine și trebuie să mai luăm o chestie din asta de aici. Așa. Oh, nu! Nu, mi s-a blocat puțin, serios! Oh, mai avem atât de puțin și reușeam să fac chestia aia. Oh, Doamne, acum chiar mor de ciudă, să știți. Ei, nu e bai, măcar avem păhărelul de apă pregătit pentru domnișoara asta. Doamna, scuzați-mă, am uitat că trebuie să iau una dintre astea de aici. Bun, ia să te ajutăm așa, trebuie să-i mai fac ceva cel mai probabil. Așa, vorbesc frumos el cu el, îi mai mutăm odată firele și trebuie să mai facem ceva. Bun, nu știu exact ce e chestia aia cu roz de acolo, dar nu cred că și contează. Nu trebuie neapărat să știm toate chestiile din jocul ăsta, e bine, putem să jucăm și așa. Dar îmi place totuși că avem pur și simplu oameni normali care pot apărea gen, în același format, gen uite am aici două doamne bătrâne care arată fix la fel și le avem aici pe Queen. Deci, practic, n-am văzut să avem gen două persoane din personal la fel, cel puțin până acum. Nu știu, poate n-am văzut eu, poate ați văzut voi, poate ați fost mai atenți, dar eu chiar n-am văzut. Așa, bun, ia să te ajutăm pe tine. Mamă, ce rapid se termină tura asta, nu vine să cred. Așa, montăm asta, pac, așa. Ia să vedem ce mai dorește de la mine. Îi șoptesc așa frumos la ureche. Așa, i-am îndreptat și asta. Te duc frumos el pe scaun acolo. Și desigur că vrei un pahar cu apă. Știam eu că vrei un pahar cu apă. Știam eu. Oh, stai, acum trebuie să vorbesc cu mama ei. Ok. Așa. Pac, pac, pac. Așa, perfect. Ia să ducem... Ne, trebuie să dăm drumul oamenilor, ca să te duci acolo, ok. Fugi în altă parte, așa, bun. Nice. E bine, 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 bine. Ha, mai măcar de data asta am reușit și eu să fac challenge-ul. Sincer, m-am luat total prin surprindere în nivelul anterior. Cred că o să-l fac nivelul separat, nu știu, când o să filmez, dacă o să vreau să fac chestia asta și, ei bine, poate o să reușim să, știți, să avem toate chestiile făcute, pentru că știu că challenge-urile sunt foarte importante, că îți dau diamante. Bun, fratele e foarte supărat, și se uită la mama lui și, oh, ce trist e, Doamne, ce trist, câtă tristețe în jocul ăsta, cât de trist poate să fie un joc, măi! Ce-i cu asta? Ah, uite, uite, acum plânge. Serios, atât de scurt e? Ia să vedem mai ce la nivelul 43 ce se întâmplă. A dormit amândoi? Și acum le zice să se trezească. Uite pe Connor. Stai o secundă, și ce să vorbească acum Connor cu Allison? Și o întreabă acum cum mai rezistă și zice că a avut zile mai bune. Ce că i-ar da un îmbrățișare, dar... și ea zice că cel mai probabil ar trebui să facă chestia asta. Au, ia ura noroc. Mă, da, sunt piciorul mie îmi plăcea de Alison cu Danny, cu ăsta cu Connor. Nu-mi place de Daniel. De ce ați făcut chestia asta cu jocul ăsta minunat? De ce l-ați stricat, mă, halul ăsta? Du-te de aici, nu-i corect.
Bun, dragii mei, acum că ați văzut exact ce se întâmplă și în următorul nivel, adică povestea de la începutul nivelului, eu vă zic că aici termine episodul de azi și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu fac episodul mai scurt de 20, mai scurt, Doamne, m-am tâmpit! Mai lung de 20 de minute pentru că nu toți se uită până la final și știți și voi că trebuie să trag și eu cumva de timp pentru că seria asta e foarte bună. Nu știu că vă place foarte mult serios acum. Știu că unii dintre voi deja ați jucat jocul ăsta până la final sau poate l-ați văzut la alte persoane care probabil au jucat zilnic. Nu știu, poate au făcut și live stream-uri cu el, n-am idee. Dar dacă, nu știu, vă place jocul, cum joc eu pe canal și cum vorbesc eu vă apreciez foarte mult pentru chestia asta. Îmi pare foarte bine că vă place foarte mult seria asta și că o susțineți în continuare prin like-uri, prin comentariile voastre pozitive și prin faptul că văd că vă abonați la canal un număr destul de mare. Bun, dragii mei, vă rog foarte frumos să nu uitați totuși să verificați și acele link-uri în descriere, unde avem și noi acolo frumușelul link către shop-ul meu de tricou, unde puteți să cumpărați când șopci sau tricouri cu Tsuki. Avem un logo foarte simpatic acolo. Abia aștept să ne revedem peste 2 zile cu acest joculeț foarte frumos și până atunci v-am pupăcit pe toți și pa, pa!